Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Halil İbrahim, unul dintre cei mai cunoscuți actori ai Turciei, reapare cu un trailer care și-a pus amprenta pe agenda revistei. Sancțiunea publică impusă celebrului actor a avut repercusiuni ample pe rețelele de socializare și în presa tabloidă. Iată detaliile despre pedeapsa publică a lui Halil İbrahim. Pedeapsa publică a lui Halil İbrahim s-a desfășurat după evenimentele care au avut loc la un eveniment la care a participat recent. Criticile celebrului actor și cuvintele despre modul în care a fost organizat evenimentul au fost considerate o tulburare a ordinii publice și o cauză de tensiune în societate. Din acest motiv, Halil İbrahim s-a prezentat în instanță și sentința primită a surprins lumea jurnalistică. Potrivit deciziei instanței, Halil İbrahim a fost amendat cu 10.000 de lei pentru infracțiunea de vătămare a ordinii publice. Avocații jucătorului au spus că sentința a fost dură și au anunțat că vor face recurs. S-a remarcat că Halil İbrahim a primit multe mesaje de sprijin și critici pe rețelele de socializare după ce a fost condamnat. Avocații lui Halil İbrahim susțin că cuvintele clientului lor trebuie evaluate în sfera libertății de exprimare. De asemenea, ele precizează că jucătorul are dreptul de a-și exprima liber criticile cu privire la modul în care este organizat evenimentul. Decizia instanței a decis că aceste critici au depășit limita. Această pedeapsă primită de Halil İbrahim a declanșat o largă dezbatere în lumea revistelor. În timp ce fanii actorului au postat mesaje de susținere pe rețelele de socializare, crezând că pedeapsa este dură, alții au făcut declarații în susținerea deciziei instanței. Acest proces legal trăit de celebrul actor este urmărit cu mare interes și curiozitate de către public. Avocații lui Halil İbrahim au spus că se vor lupta pentru ca sentința să fie comutată sau anulată în apel. Se pare că în următoarele zile va fi clar sprijinul primit de jucător în această perioadă și drumul pe care îl va urma în carieră după pedeapsă. Drept urmare, sancțiunea publică primită de Halil İbrahim a provocat o mare repercusiune în lumea revistelor și a provocat o serie de știri foarte așteptate despre viitorul actorului. Pascali